Astăzi și mâine se desfășoară lucrările cele de-a șaptea conferințe Systems and Structures, care are ca tematică rezolvarea unor probleme de mecanică și automatizări, sigur însoțite și de aplicații matematice și informatice. Avem invitați din patru țări, din Austria, Moldova, Serbia și Ungaria. Din România avem invitați de la Academia Română, Institutul de Mecanică a Solidelor, de la Universitățile Politehnice Mari din țară, de la București, Timișoara, Cluj, Brașov, Arad, și putem să spunem că avem și lucrări, dar nu au putut să participe reprezentanți din țări mai îndepărtate, cum ar fi țări din Africa și din Orientul depărtat. Ce înseamnă această manifestare care are loc la Reșița de 7 ani în contextul academic național, să spunem, în primul rând, și apoi regional? Dacă am redus dimensiunea, vă rog să ne explicați. Sigur, este o conferință internațională, de fapt îi spune multiconferență, cuprinde mai multe conferințe pe tematicile care le-am prezentat și una dintre ele este conferința de acustică și vibrații, care este o conferință națională și se desfășoară din când în când și la Reșița, cu ciclicitate de 4 ani, pot să spun, și avem de asta și numărul important de invitați din centrele universitare din țară. În context regional avem lucrări prezentate de către colegii noștri de la firme din județ, TMK, Messer, Gaz România și de la Roșival și de la reductoare regenerabile Reșița. Deci are un impact, pot să spun, și național, internațional, fiindcă avem o serie mare de invitați din străinătate, dar și național și cu aplicabilitate, să zicem, în regiune, fiindcă sunt tratate probleme care rezolvă teme care rezolvă problemele firmelor din regiune. În ajutorul comunității. În ajutorul comunității, da. Și vreau să spun că și comunitatea ne-a sprijinit. Am avut suportul pentru organizarea conferinței firmelor TMK Reșița, Messer Gaz România și Roșival și partenerii Reșița SRL. De la capăt. Astăzi, la Universitatea Eftimie Murgu din Reșița, în organizarea Facultății de Inginerie și Management, se desfășoară cea de-a 7-a ediție a conferinței internaționale System and Structures. Doresc să îi felicit pe colegii mei, organizatorii acestei conferințe, în mod special colegii angrenați în cadrul școlii doctorale a Facultății de Inginerie, pentru faptul că au reușit, iată, să aducă la Reșița cadre didactice cercetători din diferite centre universitare și institute de cercetare din țară și din străinătate. De asemenea, o premieră anul acesta, conferința este organizată în cotutelă cu Facultatea de Inginerie din cadrul Universității din Seged, universitate cu care contactul s-a stabilit cu mai puțin de un an în urmă, dar iată, este unul foarte dinamic și concret. Sunteți unul dintre participanții acestei conferințe internaționale la Universitatea Eftimie Murgu din Reșița. Noi nu vă cunoaștem. Nu mă cunoașteți, din păcate. Eu vin de foarte mulți ani aici, de circa 20 de ani.
Și am participat, am și fost unul dintre organizatori sau coorganizatori la diverse manifestări științifice care au fost inițiate și puse în operă aici, în universitate. De data aceasta suntem la o altă conferință internațională, SISTRUC se numește, este, să spunem, inițiată, dezvoltată și capătă din ce în ce mai mult valențe științifice de către domnul profesor Reinich Gilich Gilbert, și care a fost inițiatorul și este anfitrionul acestei manifestări științifice, iar noi, în calitate de coorganizatori, în speță Societatea Română de Acustică, Institutele de Cercetări din București, avem și Institutul de Cercetări al Academiei, Institutul de Cercetări în Construcții, Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții și alte entități, Societatea Română Mecanică Teoretică și Aplicată, cu toții am socotit că este nevoie ca să se continue această formă de manifestare științifică pe o tematică foarte precisă privind dezvoltarea tehnologiilor și produselor inovative care pot amorsa mai departe, să spunem, dezvoltări ale unor cercetări cu caracter aplicativ în domeniul industriei, construcțiilor și a serviciilor. Aici se prezintă soluții la problemele actuale. Cam cât timp ia de la propunerea aceasta până la practică? Problema cercetării la noi în România este puțin diferită decât în alte state ale Europei sau decât în Statele Unite ale Americii. De ce? Pentru că la noi s-a înțeles puțin greșit conceptul de cercetare pe proiecte, în sensul că proiectele de cercetare, așa cum au fost lansate de curând, trebuie să se finalizeze cu articole pe care ar trebui să le publice cercetătorii. Articolele astea trebuie să fie publicate în reviste cu impact internațional, european, care să fie indexate în diverse categorii de etalare a acestor cunoștințe, dar acest lucru nu este suficient. Din punctul meu de vedere, ca director de Institut de Cercetări, ca profesor, da, și președinte al unor societăți, este insuficient, pentru că de la ideea pe care o creează și o dezvoltă un cercetător, publică rezultatele respective într-o revistă sau mai multe reviste și până la realizarea produsului sau tehnologiei, mai sunt niște etape foarte importante de parcurs, care nu sunt prevăzute în niciun fel de categorie de dezvoltare. Adică partea de dezvoltare a cercetării practic este foarte redusă, este practic diminuată prin forța lucrurilor, și așa că transferul tehnologic dorit, care ar trebui să fie cel care să aibă impact direct asupra dezvoltatorilor sau firmelor mici și mijlocii, este foarte mult diminuat. Adică sunt proporții foarte mici, de până la 10% ale cercetărilor, să spunem, dezvoltate, pornite de la o idee deosebită până la transpunerea finală într-un produs sau într-o tehnologie care să aducă profit firmei. Aici e problema. Deci noi suntem într-o situație, să spunem, mai deosebită, mai dificilă, de fapt, din acest punct de vedere. De ce? Pentru că majoritatea cercetătorilor provin sau proiectelor numai din învățământul universitar, universitarii sunt mai rupți de partea asta de execuție, să spunem, și de producție, și atunci ei sunt mulțumiți să publice articole, să aibă o vizibilitate, să spunem, proprie sau a universității respective, și cu asta s-a încheiat problema. Cercetarea rămâne o cercetare de sertar până la urmă. Deci din acest punct de vedere, noi am mai militat și cu Ministerul Cercetării în sfârșit și am discutat de mai multe ori, dar discuțiile au fost de regulă de cele mai multe ori sterile. Da?
urmând ca transferul tehnologic să capete alte valențe în etapa următoare, probabil din anul 2020. Deci asta este marea problemă a cercetării. Cercetări există, veți găsi sute, mii de cercetări, dar finalitatea tinde către zero. Deci e vorba aceea, teoria ca teorie, dar practica... Absolut, păi practica. Deci dacă n-am finalitate, pentru cine cercetez? Pentru mine, ego-ul meu, pentru universitate, trebuie să cercetez pentru producție, pentru dezvoltarea societății. Cum dezvolt societatea? Nu pot să o dezvolt numai printr-un o elită de intelectualitate care, e adevărat, demonstrează faptul că poate să facă ceva, în mod deosebit. Și vin cu articole publică în lume, în Europa, în America, peste tot, și rămân niște articole publicate. Deci mai departe ar trebui să ajungă cercetarea respectivă ca să producă. Să producă și ce să producă? Tehnologii, produse, echipamente, utilaje, de așa manieră încât de jos, de la mici și mijlocii producători sau firmele mai mari, să ajungă ca această, să zicem, cercetare, da, să devină productivă, într-adevăr. Poate că nu întâmplător de ceva vreme se vorbește tot mai mult în România despre universități antreprenoriale. Doamnă, problema cu universitățile antreprenoriale, sigur că este o formulă frumoasă și asta, dar depinde cum o punem în operă, cum o înțelegem, pentru că sunt situații în care antreprenoriatul este dezvoltat la nivel de studiu, da? La nivel de concept, să spunem, dar el este bine pus în operă, să spunem, ca cercetare teoretică și de management, da? Sau de marketing, și să ajungă până într-un anumit punct. Dar mai departe, ruptura între cercetarea de tip antreprenorial, să spunem, și firmele mici și mijlocii, există în continuare. Pentru că orice firmă care produce ceva trebuie să-și găsească răspunsul în aceste cercetări antreprenoriale. Deci trebuie pornit de jos în sus și după aceea venim și creăm, da? Dar până toate firmele mici și mijlocii nu sunt solicitate, nu sunt întrebate ce ar trebui să se facă pentru ele. Se pornește invers, de la concept, avem concepte, avem idei mari, împrumutăm idei de la mari producători, de la țările dezvoltate, de la firmele foarte bine plasate, să spunem, în economia mondială, și plecăm de la ei cu ideile respective, fără ca să ne gândim cum au ajuns ei acolo. Și ei au ajuns din aproape în aproape, da, ca să fie performanți, în mod semnificativ. Da, nu prin declarații neapărat. Polidor Bratu. Sunt profesor universitar și director al unui institut de cercetări din București.